Bine te-am găsit, draga mea urmăritoare! În acest tutorial am să îți prezint modele de unghii tehnice cu gel și cum să folosim stickerele, cum le dezlipim și cum le lipim apoi corect pentru o rezistență mai bună. Eu sunt dascălul Ionela Ana și îți urez vizionare plăcută! Am această fâșie de mai multe stickere SML liniuță 75 de la BAF și voi decupa acel sticker de pe colț cu o forfecuță, dar nu cu cea cu care decupezi cuticula, niciodată cu aceea. Încerc să îți arăt puțin că au o folie specială în zona stickerului și una diferită în exteriorul stickerului. Le pun puțin în apă, aproximativ 4-5 minute, după care încep și dezlipesc stickerul de pe foița aceea principală. Asta pentru că, de fapt, nu mă interesează ca să fie umed. Practic, ai putea să faci acest lucru și fără să fie introdus în apă. Însă, mi s-a părut mai ușor să îl introduc în apă. Se poate observa cum încep și îl dezlipesc. Este pur și simplu o foiță transparentă, deci, practic, nu trebuie să rămână cu o parte din hârtie, din foița albă, da, lucioasă, ci pur și simplu se dezlipește cu totul. Astfel ca pe orice nuanță de gel, de o JSM permanentă l-aș aplica să nu se vadă albul acela, ci să se vadă direct nuanța. Cu o pensetă foarte subțire încep și îl așez pe tipsul meu, în funcție de ordinea sau aspectul dorit. Eu am vrut să-l așez perfect drept, dar poți să-l așezi și altfel, cum dorești tu sau clienta ta. După ce l-am așezat, încep și îl apăs, eu fac presiune pentru a elimina fiecare bulă de aer, iar apoi chiar cu vârful unghiuței mele încep și apăs pe marginile lui ca să nu rămână deloc aer sub, astfel încât după ce urmează să aplic și topul, să am riscul ca ele să se dezlipească. Foarte, foarte bine, insist aproape pe fiecare margine în parte. Se poate și observa cum se elimină bulele de aer în momentul în care apăs. Aplic top coat mat de la BAF, după care îl polimerizez la lampă, aproximativ un minut. Folosesc cleaner tot de la BAF, îl aplic pe o dischetă și degresez tipsul meu negru mat cu sticker din fâșia de stickere SML liniuță 75 016 Pantone Confetti de la Spectre. Este o JSM permanentă roz, un roz nebunatic. Iată ce minunat este. Este o JSM permanentă foarte pigmentată, extrem de calitativă. De asemenea, poți să-ți dai seama de calitatea ei, inclusiv din prețul care îl are. Aceste produse le găsești pe site-ul Spectru România și folosesc pensula Nail Art de la Diamond Nails, cu care încep și pictez această bucățică din stickerul meu. Foarte mare atenție ca să nu depășesc nici măcar puțin zona stickerului meu, dar nici să-mi rămână zona neagră prin care să se vadă. Este destul de complicat să faci acest lucru, dar dacă ești migăloasă și ai poziția bună, astfel încât să nu stai prea încordată sau incomodă, vei reuși și tu să faci acest lucru. Mie mi-a fost puțin greu, deoarece nu aveam vizibilitate, telefonul fiind fixat extrem de aproape deasupra tipsului, astfel că eu vedeam foarte greu să pictez, însă am reușit până la urmă. Folosesc pusherul de la Hollywood Perfect Nails și aplic pudră acrilică transparentă din abundență.
din abundență însemnând foarte, foarte multă, repetat de multe ori, până când, dacă ne uităm de aproape, se vede cum rămâne surplus de pudră acrilică deasupra. Dacă nu rămâne surplus și rămâne oja lucioasă și lipicioasă, nu este ok și mai trebuie presărat pudra acrilică peste. Iată, la mine se vede strat de pudră acrilică. Polimerizez la lampă aproximativ un minut, după care desprăfuiesc cu o perie destul de dură sau mediu dură, depinde cu ce faci comparație. Se vede extrem de frumos, are un aspect foarte plăcut, mai ales foarte de aproape. Apoi folosesc gel alb, Karat French Over de la Gelaxiu și pictez cealaltă parte a stickerului. Aplic pudra acrilică din abundență. Polimerizez apoi. Desprăfuiesc. Iar pe zona ce a rămas în mijloc, aplic gel negru, tot de la Karat French Over, de la Gelaxio. Aplic și aici pudră acrilică transparentă și polimerizez. De asemenea, desprăfuiesc, iar modelul meu este gata. Este un model ultramodern, extrem de aspectos, se poartă foarte mult în aceste zile, în ultima perioadă. Este un model al anului 2020 și este foarte simplu de făcut. Apoi voi decupa alte bucăți de sticăre din aceeași fâșie SML liniuță 75 de la BAF. Draga mea urmăritoare, nu uita de reducerea de 10% dacă folosești codul 63BAF în secțiunea cod voucher și dacă intri de pe linkul lăsat de mine în secțiunea descriere sau fixat în primul comentariu sub acest tutorial. Pe un alt tips pe care am aplicat oja semipermanentă 016 de la Spectru și topul mat de la BAF, încep și așez două liniuțe cu gelul Spider White de la Cupio. Polimerizez la lampă, deslipesc stickerul de pe folie și îl așez. Puțin cam complicat, însă e nevoie să prind cu un deget de sticker pentru a rămâne pe unghiuță. Eram foarte hotărâtă să lipesc acel sticker perfect drept. După ce l-am așezat, îl apăs puțin cu degetul. Mai așez un sticker mai micuț.
Aplic top coat lucios fără degresare de la Buff. După ce l-am polimerizat, degresez cu cleaner. Pictez în mijlocul stickerului cu același gel alb French Karat Over de la Gelaxio. Presar pudra acrilică din abundență. Și polimerizez la lampă. Desprofiez bine bine și este gata și acest model. Super, nu? Foarte simplu, rapid și ușor de făcut. Pe un alt tips alb, încep și trasez liniuțe cu Spider Gel Black de la Cupio. Încerc să unesc zona rămasă diferență între cele două liniuțe. După care polimerizez la lampă și aplic top coat mat de la Buff. În cazul în care ai o scamă pe tipsul tău, pe unghiuța ta, o iei cu un obiect foarte subțire, în cazul meu o forfecuță. Apoi cu Paint Gel Black de la Noblesse Nails voi începe să pictez niște liniuțe ușor mai proeminente. Dar nu înainte de a degresa topul mat de la Buff. Iată ce minunat este acest tips, chiar și așa, poate să rămână simplu cu atât. Însă mă folosesc de pensula Nail Art de la Diamond Nails și îmi trasez ca și schiță, schemă, câteva liniuțe orientative, după care încep și le lățesc, le îngroș. E minunat, nu? Presar pudra acrilică din abundență. Când spun din abundență, pot să spun din experiență și dovedit pe tutorial, doar că eu am dat mult mai repede. 1 minut și 15 secunde am presărat eu pudra acrilică pe acest tips. Decupez acest punctuleț de pe folia de stickere SM liniuță 26, SML liniuță 26 de la Buff. După care am desprăfuit tipsul meu de pudră acrilică surplus și iată-l, este minunat. Apoi lipesc acel punctuleț argintiu. Și
Știu că poate te întrebi, bun, și așa rămâne nesigilat, cum o să reziste? Da, o să reziste, pentru că folosesc gelul 3-in-1 Nexus Clear de la BAF. Este un gel transparent, ușor lichid, însă nu mă deranjează că este lichid pentru că am de folosit doar într-un punct mic. Și iată, aplic câteva bule mici de gel transparent de 2 ori. Polimerizez la lampă, mai aplic o dată și iarăși polimerizez, după care îl voi degresa și gata. Acesta este modelul acesta. Este superb, sunt foarte simplu de realizate aceste modele de unghii tehnice cu sticăre în care ți-am arătat cum să le dezlipești și cum să le lipești apoi pentru o rezistență mărită. Draga mea urmăritoare, îți mulțumesc că ai urmărit acest tutorial. Nu uita să te abonezi la canalul meu, să apeși pe clopoțelul de lângă abonează-te pentru a primi notificări de fiecare dată când postez ceva nou. Pupici!